Basketbaliștii ploieștului sunt obligați să câștige următorul meci din Eurocup. O spune chiar unul dintre ei, jucătorul cu cele mai multe trofee în România. Levi Arto susține că el și cu echipierii săi trebuie să fie concentrați la maxim și nu au voie să se relaxeze în niciun moment, mai ales ca o șansă bună să ajungă în primele 32 de echipe ale Europei. Pentru asta trebuie să învingă formația bulgară Lucoil Academic Sofia, singura fără nicio victorie în grupa E. Și în acest motiv, antrenorul Vladimir Arnautovi spune că băieții săi trebuie să treacă de bulgari, așa cum au făcut și celelalte echipe. CSOAS Soft, academic Sofia, se dispută mâine seară în sala sporturilor Olimpia, echipa ploieșteană revenind acasă după două deplasări consecutive. În clasament, CSU ocupă locul 4 cu șase puncte, iar rușii, turcii și israelienii au câte un punct mai mult. Tot mâine vor avea loc partidele carșia caizmir hapoel Ierusalim și Igocheia-Kimchi-Moscova.